Săptămâna legumelor și a fructelor donate a avut un real succes. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, campanie socială de sprijinire a persoanelor aflate în dificultate. Coordonatorii au promovat campania în unitățile școlare, au colectat legume și fructe cu ajutorul voluntarilor și le-au donat persoanelor aflate în dificultate. În județul Neamț au fost implicați în derularea campaniei de voluntariat aproximativ 3.700 de elevi și 4 400 de profesori din 42 de unități școlare. Au fost făcute donații către Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca Piatra Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roman, grupele Cristal și Condor de la Complexul de Servicii Elena Doamna Piatra Neamț, Centrul Maternal Turturești, Centrul Social Pietricica Piatra Neamț, Centrul Social Familia mea, Asociația iubire și speranță Roman, Cantina Socială Sfinții Treierarhi Piatra Neamț, Fundația Filantropică Omenia Târgu Neamț. Căminul pentru persoane vârstnice Roznov, Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap cu sediul în Păstrăveni, Institutul Campostrini Tămășeni, Inspectoratul Școlar Județean Neamț mulțumește voluntarilor care au demonstrat empatie, spirit civic și implicare în desfășurarea acestei campanii sociale. În total au fost donate aproximativ 7500 de fructe, legume și alte produse alimentare. Beneficiarii acestei activități de voluntariat au fost 560 de copii cu probleme sociale, familiile acestora și persoane vârstnice.